Româncele sunt la coada clasamentului în ultimul studiu realizat de Eurostat privind egalitatea de gen. La polul opus sunt femeile din nordul Europei. Chiar și așa, cele mai mici diferențe salariale dintre femei și bărbați sunt în România, în timp ce Estonia este la polul opus. Și se pare că româncele știu cum să organizeze banii, așa că cele mai multe lucrează în sectorul financiar. Șerban Picu a citit studiul Eurostat și vine cu detalii. Șerban, ce arată studiul în privința diferențelor salariale? Oana, vedem din studiu că la capitolul diferențe salariale româncele stau destul de bine. În România, diferența de salariu dintre bărbați și femei este de doar 5,2% și stăm mai bine decât țări mai dezvoltate decât noi, precum Italia sau Belgia. La celălalt capăt al listei vedem alte țări de la care nu ne-am așteptat să le vedem atât de jos, precum Germania sau Marea Britanie, în timp ce pe ultimul loc la acest capitol e Estonia, unde diferența salarială e de 25,3% între bărbați și femei. Bun, hai să vedem româncele cu ce se ocupă ele, care sunt sectoarele lor de activitate. Sectoarele unde putem spune că femeile sunt discriminate în România sunt ingineria, sectorul de producție, dar și funcțiile de top management. În schimb, la capitolul marketing, resurse umane, dar și în sectorul financiar, femeile fac legea în România. Îți mulțumesc, Șerban, și continui acest subiect cu Oana Botolan, specialist în resurse umane. Bună seara, vă mulțumesc pentru prezența la Alef News. Bună seara! Vedem acest top și nu pot să mă gândesc decât la faptul că România este din nou într-un paradox. Pe de-o parte avem cele mai mici diferențe salariale, așa cum spunea și colegul meu mai devreme, între femei și bărbați. Pe partea cealaltă avem prea puține femei în managementul de top. Cum explicați aceste diferențe? Exact asta vreau să spun, ascultând cifrele și studiind aceste rezultate. Ce vedem, acest procent este un procent mediu la nivelul întregului palier, da? Deci de la top management până la poziții de intrare într-o companie. Ce se întâmplă în realitate în România este că la nivel de top management avem extrem de puține femei și într-adevăr există diferențe salariale, dar care sunt la nivelul diferențelor salariale din alte țări din vestul Europei, da? Undeva în jur de 12%. În schimb, la nivel de mid management, femeile sunt mult mai bine reprezentate, sunt mult mai numeroase în, așa aici mă refer la companiile din mediul privat, iar aici diferențele salariale sunt foarte mici sau chiar inexistente. Când mergem, în schimb, la nivel, exact cum spuneați mai devreme, la nivel de posturi de specialiști, inginerie, multe alte domenii, evident că femeile sunt mult mai puțin reprezentate, iar aici diferențele salariale nu sunt foarte reprezentative, da? Pentru că, evident, nu putem compara, 10% femei, 90% bărbați și să putem să facem o analiză. Ce se întâmplă în România este că discriminarea de gen nu este încă în prioritatea angajatorilor. Există companii multinaționale care măsoară acest lucru și care se asigură că respectă toate normele de egalitate de gen datorită prevederilor venite de la grup și acest lucru, atenție însă, va deveni din ce în ce mai interesant și va deveni o chestiune, vrem nu vrem, va deveni o chestiune pe care va trebui să o măsurăm, să o raportăm, da? Este un proiect de lege la nivelul Uniunii Europene care se va implementa cât de curând și aceste diferențe nu vor mai putea să existe. Deci să înțeleg, practic, româncele, atunci când aplică pentru un job, pleacă din start cu un handicap, să spunem, doar pentru că sunt femei, ținând cont de studiul celor de la Eurostat, care ne plasează pe ultimul loc la egalitate de gen. Nu aș spune asta în niciun caz. Evident că sunt foarte multe motive care țin de cutumă, care țin de mentalitate, care țin de factori psihologici, da? Și iarăși care țin de niște păreri preconcepute, dar româncele nu pleacă de pe picior greșit. Româncele nu sunt plătite mai puțin decât bărbații, doar că există o ocupare mai mică, da? Deci româncele sunt în posturi de management, în număr de top management mai puțin,
Și iarăși ajung în posturi superioare sau în vârful carierei la un moment mai târziu, ceea ce se întâmplă în toată lumea, nu doar la noi, dar nu, n-aș spune nicio secundă că în România discriminarea de gen este cumva, mai ales în mediul privat, este pusă în față. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție.